Conform cifrelor furnizate de Biroul Electoral Central în Argeș, 40,28% din cei peste 540.000 de argeșeni cu drept de vot s-au prezentat la urne până la ora 17. Am venit de la București să votez. Deci sunteți foarte conștiincioasă. Da. Ați votat întotdeauna când au fost alegeri? Totdeauna. Credeți că se va schimba ceva de data asta? Sunt 100%. Sunt 100% că se va schimba. Credeți că este important votul? Da. E cel mai important. Credeți că este important ca tinerii să iasă la vot? Păi da, dar nu văd pe niciun. Cu 4 ani în urmă, la aceeași oră, în turul întâi, decât 33,22% din votanții argeșeni veniseră la urne pentru a-și exprima opțiunile electorale. Diferența de 7% la alegerile din acest an arată interesul argeșenilor pentru schimbare.